Astăzi vom afla cum arată o zi din viața unui polițist. Bun, băieți și fete, după cum puteți vedea, m-am angajat ca polițist. În momentul de față sunt pe trotuar și după cum puteți vedea, am acolo o femeie care mie mi s-a părut destul de suspectă, însă săraca doar mergea. Așa că hai să o întreb o chestie, hai să vorbesc cu ea. Hai, ce să o întreb, boys? Pot să o întreb, what are you up to? Adică ce faci astăzi? Sau să o întreb unde merge? Hai să o întreb unde merge mai exact. I'm just out shopping, officer, și că doar merge la cumpărături. Have a good shop, fraților, nu o să mă pun acum să o perchiziționez sau ceva de genul. Îi zic have a good shop. Hai, să ai o zi frumoasă. Well done, bun, am făcut bine, perfect, ok. Hai să mergem mai departe. Și la acolo, boys, avem ceva băiat. Avem un hacker cunoscut. Ok, hai să vorbim și cu asta, men, să vedem care e treaba cu el. Hai să întreb ce face, frățiorul, let's go. M-am lăsat de hacking. Hopa, ok. Bun, mă bucur că te-ai lăsat de hacking. Însă, ce face acum, gen? Dacă nu mai ești hacker, ce job ai acum? What do you do instead? Ah, m-am apucat de jafuri. Asta e destul de ilegal, îi spun. Hopa, și l-am arestat. Let's go, fraților. Bun, în cazul care nu v-ați dat seama ce facem astăzi, băieți, mi-am instalat un simulator pe telefon în care sunt polițiști pentru 24 de ore. Și astăzi, băieți, o să aflăm cum arată viața unui polițist. Hai să mergem mai departe, let's go. Și putem să mergem la noi în mașină? Puteți să intrăm la noi în mașină? Da, ok, o să mergem la noi în mașină, let's go. Și asta a fost prima zi ca polițist. Băi, a fost ceva foarte, foarte mișto. Însă eu zic să mergem mai departe. Hai să luăm cei 250 de bonus pe care îi avem acum momentan și să-i dăm mai departe, let's go. Hopa, am dat unlock, fraților, la stun gun. Ok, deci acum, băieți, avem un stun gun, adică o armă care electrocutează oamenii, gen, în cazul care avem nevoie ca să prindem un infractor sau ceva de genul. Bun, hai să vedem la shop ce avem. Mamă, boys, pot să-mi iau o cască, uitați-vă, man. Pot să arăt așa, băi, hai că am cumpărat chestia asta, că eu zic că arăt mai, sunt mai echipat așa. Hai să începem, let's go. Ziua a doua ca polițist, avem pe femeia asta care râde. Hai să vorbim cu ea, vorbim cu ea. Care-i gluma? De ce ai râs? What's the joke? Doctor, doctor, I feel like a pair of curtains. Nu sunt un doctor. Nice work. Ok, bun. Deci femeia asta e ciudată. O lăsăm, o lăsăm. Crede că e amuzantă sau ceva de genul. Însă avem pe băiatul ăsta care are un cuțit în mână. Holding a weapon. Fuge. Mamă, fugi și tu pe el. Mamă, dă-i, 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 ia, ia, ia. Să ține aici. Băi, hai. Hai, electrocutează, dă-i. Ia stai, gun, dă-i, mă, și pică jos, Ben, auzi, well done. Mamă, băi, avea o armă, efectiv. Mamă, voi ați văzut, man, avea o armă, ok. Hai să mergem în față, am reușit să dăm jos un infractor. Îl avem pe băiatul ăsta, care e un copil, a trebuit să fie la școală, ia să vorbesc cu el. De ce nu ești la școală acum, frățioro? Deja am terminat școala. Ești cam tânăr pentru chestia asta. Deci pot să-i zic you are too young for that sau oh, ok, then. Bun, eu filmez asta. Îi zic, frățiuri, ești prea tânăr pentru asta. I will give you some sweets if you let me go. Hopa, îți dau niște dulciuri dacă mă lași să merg. Fraților, vă spun sincer, am poftă de niște, de niște dulciuri, dar nu știu ce să zic. Chiar aș avea poftă. Hai, merg, că suntem polițiști, boys, trebuie să fim cu legea. Nu, frățiorul, ești arestat, lasă-mă în pace. Well done, bravo mie, băi, am pus un infractor după gratis. Ok, nu e un infractor, este un simplu copil. Așa, hai să mergem mai departe, fraților. Hopa, mission complete, asta a fost ziua a doua. Bravo nouă, băi, bravo nouă, suntem buni pe bune. Chiar suntem buni la, la joculețul ăsta. Part down, pet down, hopa. Deci cred că am deblocat abilitatea să putem să împingem pe cineva sau ceva de genul. Hai să mergem mai departe, fraților. Și dacă mai vreți să facem episoade cu joculețul ăsta, scrieți la comentarii, vă dau 5 stele, lăsați-mă în pace. Bun, hai să vedem ce mai putem să cumpărăm de la shop. Trebuie să avem 500 de dolari ca să cumpărăm. Hai să mergem mai departe. Uiteți-vă aici un coleg de-al nostru. Hopa, ești suspicios. Eu să vorbesc cu el. This is my patrol area. I'm here to patrol this block. Hopa, e cam panicat. Mi-a zis că și că aici patrulează el ca să fie totul bine. Nu prea pare, boys, e cam panicat frățiorul nostru. Eu cred că nu e un polițist adevărat. I am, I printed a certificate online. Mamă, ăsta crede că e polițist pentru că și-a luat certificatul de polițist de pe net. Nu ești, ești arestat, frățiorul, lasă-mă în pace, mamă, hai că ne descurcăm bine. Ok, bun, hai să mergem mai departe. Îl avem pe băiatul ăsta care, bă, pare destul de speriat, plânge. Ăsta plânge? Ce s-a întâmplat, frățiorul, cu tine, gen, de ce plângi?
What are you hiding, gen? Nu, hiding, gen, că tremuri. You are shaking. Mi-e foarte, foarte frig. Aha, nu mă păcălești. Ia arată-mi ce ascunzi acolo. Ia, hai, boys. A, îl prechiziționăm. Am înțeles. Asta face, gen, abilitatea. Credeam că poți să împingi, că poți să împingi oameni. Însă nu, îi prechiziționăm. Ia uite, pe aici e ceva, pe aici ai ceva. Ai ceva pe aici, frățioro. Ce-i acolo? Hopa! O sticlă cu apă clocotită. Bă, îl las să plece. Gen, ce-a făcut, fraților? Avea o sticlă cu apă. Nu-i mare chestie. Hai să mergem mai departe. Let's go. Îl lăsăm pe frățior aici, n-avem ce să-i mai facem. Hai să mergem mai departe, ziua noastră de polițist. Let's go. Hopa, uite-ți-l pe băiatul ăsta. Este suspect într-un jaf. Hai să venim să vorbesc cu el. Can I check your pockets? Deci, boys, poți să zici prima dată că e suspect că a furat un telefon sau să-l întreb dacă poți să mă uit la el în buzunare. Hai să mă uit la el în buzunare prima dată, să nu-l acuzăm pom așa după ochi frumoși. Can I check your pockets? N-am făcut nimic, a greșit. Te cred, hai să vedem. Atunci n-ai nimic ca să ascunzi, frate, dacă n-ai făcut nimic a greșit. Ia, lasă-mă să te percheziționez pe aici, ia. Ia, boys, pe aici, pe mai jos, pe acolo, nu? Aici? Hopa, hopa. E ceva acolo, boys? Am zis ceva pe acolo sau mi s-a părut? Fraților, cred că am zis ceva pe aici. Ok, hopa, aici. Ce e aici? Hopa, un telefon! Arestează-l, frate, după gradii. Mamă, bă, place să fiu polițist. Hai să mergem mai departe, frate, step to continue. Let's go. Ia uite-l, ăla pare ca un om de afaceri, nu? Sau care-i treaba cu omul ăsta? Merge la shopping, ok. Ah, bă, nu, este o femeie, ia să vorbesc cu el. Gen, ce-ai cumpărat asta, să întrebăm? Presents for my twin daughters. Hopa, I hope you find them. Ok, good luck. Deci și că a cumpărat, a cumpărat cadouri pentru gemenele ei. Ok. Hai, baftă, nice work. Perfect, fraților. Bă, hai că ne descurcăm de minune, boys. Și aici am terminat a treia zi ca polițist. Hai să continuăm, boys, că am luat niște bănuți, fiți atenți. Am luat ăștia 490 de bănuți. Holy shit, man. Și acum pot să dau amendă. Let's go, man. Bă, 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 e prea mișto jocul ăsta. Ok, pot să dau amendă. Hai să vedem la shop, fraților, ce pot să-mi cumpăr. Mamă, cât de mișto arată așa. Gata, așa mă îmbrac. Let's go. Hai să mergem. Mamă, care-i treaba cu femeia? Femeia aia, îmbrăcată în supererou, care-i treaba cu ea? Ia să vorbesc puțin cu ea. Ce face aici, o întreb? I am a crime stopper, I arrest criminals. Ok, ci că sunt un... sunt o femeie care oprește crimele, gen. Adică e un fel de supererou, se crede supererou. Arestează criminalii, n-ai autoritatea să arestezi pe nimeni, zic. Nu poți să arestezi pe nimeni. N-am nevoie de autoritate. Ba da, ai nevoie, hai să vedem. Și Zranek, fuge, boys, fuge. Mamă, prinde-o, 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 fuge. Mamă, ia, ține așa, ia, ține așa, așa și dai taste gun, let's go, jos. Well done, bun, fraților, hai că am prins-o și pe asta. Mamă, băi, bă, până la urmă, adică a făcut o ilegalitate. Nu era un infractor rău, dar băi, să arestezi lumea pe stradă, că așa te apucă pe tine, ce ai? Ai luat-o razna. Hopa, băiatul arată cam suspect, fraților. Hopa, dar ce-i cu băiatul ăsta? Wanted for speeding. Și că băiatul ăsta e căutat pentru că a mers rapid cu mașina. You need to pay a fine for speeding. Trebuie să plătești o amendă pentru că ai ai mers cu mașina. I'm training to be a race car driver. Și că mă antrenez ca să devin un un șofer profesionist. Frățioră, păi și te antrenez pe drumul public. Na, m-ai prins cu 300 la oră. Eu mă antrenam, adică na, știi ce zic, totul este ilegal. Hai să vedem, boys, îi dăm o amendă. Ce amendă să-i dăm, boys? Îi dau maximul, îi dau 35 de ăștia. Hai, 35, ia de aici, boys. Mamă, și banii mi-ntră mie. Îmi place, îmi place. Hopa, uite-l pe băiatul ăsta, pare destul de suspect. Pentru că are tatuaje, fraților. Oamenii cu tatuaje par suspecți, lumea, vă dați seama. Hopa, hopa. Ce s-a întâmplat? Bun, fraților, ne continuăm misiunea ca și polițist. Bun, deci după cum puteți vedea, ce-i cu băiatul ăsta? Un victorian. Care-i treaba cu tine? Ia să vorbim puțin cu el. Ești un time traveler? Adică călătorești în timp, frățiorul? Sau care-i treaba cu tine? I'm the detector of a new period of drama. Hopa. Hopa, deci băiatul ăsta și că filmează un film. Bravo, și mie îmi plac filmele foarte mult. Este romantic, am zis. Îmi plac și alea, hai, pa, pa, frățior. Ia de aici, bun, hai să vedem. Stați că mai aveam încă un om aici pe dreapta. Ia uite, holding money, hopa, băiatul ăsta ține bani. Numără bani, a luat salariul sau a făcut vreo infracțiune? Ia să vedem. I should keep that hidden. You should, da.
I want to invest in something. Vreau să investesc în ceva. Investești într-o caritate, frățiorul. Mai bine, good job, așa, man. Hai să mergem, let's go, mergem mai departe. Bun, deci, după cum puteți vedea, acolo este mașina mea de poliție, fraților. Atât am putut să opresc pe ziua de astăzi. Ce să fac? N-am avut ce să fac. Am ajuns într-un final la mașina mea de poliție. Am primit 470 $ pe ziua de astăzi. Însă, fraților, o să mai profesez încă o zi ca polițist, pentru că ați văzut că mama acum sunt în mall. Ați văzut că aici la shop am o chestie de 1000 de dolari pe care vreau neapărat să o cumpăr. O să mă transform în deținut. O să o cumpăr pe asta după ziua asta și după, dacă mai vreți să facem episoade, o să mai facem. Însă hai să vedem ce e aici, boys. Un skateboarder, hopa, băiatul ăsta se dă pe skate. Îi zic că ar trebui să porți o cască, gen așa. Și ce zic? Good job, ok. Puteam să zic că, bă, ce mișto e, sau să porți o cască. Bun, hai să vedem. Mergem mai departe. Hopa, băiatul ăsta pare suspect. Ești suspect, frățioro. Care-i treaba cu tine? Ce faci? Ia zi-mi ce faci. I got some good deals for you. Hopa, am niște chestii pentru tine, chică. Asta sună ilegal. How about a half price watch? Mamă, boys, ăsta vinde ceasul la jumătate de preț. Să-mi cumpăr un ceas, băi? Ia hai să fac puțin, băi, și pe polițistul corupt. O să fac asta, nu, hai să încercăm. Puteți să cumpărăm un ceas? What's wrong with you? Pă bune, am luat o razna, băi, nu trebuia să leg aia. Hai să vedem aici, reformed convict. Hopa, această femeie a fost la închisoare, hai să vedem. Gata, nu te mai ocupi cu infracțiuni? Nu, acum sunt un voluntar, spune. Ok, e bine, mamă, și că puteam să o arestez, pentru că odată a fost la închisoare. Deci aș fi făcut chestia asta. Hai să mergem mai departe, fraților. Care e cu femeia asta? Merge la shopping. Bă, întotdeauna când ne opresc pe ăștia care merg la shopping, n-am nicio treabă. Cum ți-ai permis toate chestiile astea, am întrebat-o. Este ziua de salariu. Ar trebui să salvezi ceva din banii de salariu și să nu-i cheltuiesc pe toți pe haine. Ok, boys, haideți că astăzi este o zi mai normală. Hai să vedem aici ce se întâmplă. Avem doi oameni acolo. Ăsta, hopa, ăsta este căutat pentru toxinfecție alimentară. Ar trebui să plătești o amendă, frățioro. Hai să ne cât îi dăm amendă, boys. Îi dăm maximul 35 de dolari. Ia, de aici am coles 35 de dolari și de pe tine, fraiere. Hai să vedem și mai avem pe ăsta care face littering. Ce înseamnă asta? Let's go. Excuse me, that should go in the trash. Da, pe bune, aruncă chestia aia la gunoi. There are no trash cans. Nu sunt anumite, ci că nu sunt... I will let you feel with a warning. Nu sunt coșuri de gunoi. Îți dau un avertisment, frățioru. Really? Mamă, ce că nu trebuia să fac asta. Lasă așa, bro. Lasă așa să fie și el în bafta lui. Și haideți, frate, o să mergem la mașină. Și acum o să ne deghizăm ca și un deținut. Și na, o să continuăm mai târziu, adică în următorul episod. Amba, nu? Amba, 240 de dolari mi-ajung, nu? Shop. Mamă, uitați-vă, fraților, cum ne-am îmbrăcat ca un deținut. Ia uitați-vă la noi. Hopa, ia uitați-vă la noi. Barista, hai să vedem și ziua asta să te îmbrăcați ca un deținut. Let's go. Hai să venim cu el. Poți să am o cafea gratis? Ia să hai să-l întreb. Poți să am o cafea gratis? Ci că nu dau cafea gratis. Îl arestăm? Te arestez atunci. Ia de aici, frățior, auzi la tine. Hopa, nu merge să-l arestez. Mi s-a blocat. Nu trebuia să-l arestez, voi. Nu era o decizie bună. Bun, frățior, avem pe cineva aici care îmi face cu mâna. Poți să te ajut, frățiorul? Care-i treaba? A new competition to win a car? Și că ai vrea să intri într-o competiție ca să câștigi o mașină? Bă, da, chiar aș vrea, știi ce zic? Excellent, I just need your bank information. Hopa, am nevoie de informațiile tale de la bancă. Ești arestat, frățioro, pleacă de aici. Let's go, l-am arestat și pe ăsta. Hai să mergem mai în față și cu băiatul ăsta. Ce se întâmplă cu el? Are o armă, boys, are o armă. Mamă, ce fac, boys? Nu pot să trag pentru că nu mă pot uita la un videoclip pe YouTube. Let's go, mamă, nu-i bine, boys. Aoleu. Ok. Hai să venim și cu... El a tărit worker. Hopa, femeia asta cică a țipat la un angajat de acolo. Trebuie să vă calmați, doamnă. Eu today are so entitled. Te rog doar să vă calmați, calmați-vă. O să sun la poliție. Eu sunt poliția, ești arestată. Nu știu ce am arestat-o că a țipat. N-a fost destul de drăguț din partea mea. Însă aia e, știi ce zic. Hai să vedem, mai avem încă un singur deținut. Această femeie care se uită acolo. Se uită în magazin. La ce te uiți, o întreb?
Should I buy the red dress or the blue jumpsuit? Ce ai să aleg acum, gen, ce să cumpere? Cumpără rochia roșie. Bun, fraților, și aici bănuiesc că mi-am terminat ziua de polițist. Ei bine, fraților, așa arată o zi din viața unui polițist. Dacă v-a plăcut și mai vreți să facem o zi din viața altor persoane, scrieți la comentarii altor meserii. Eu am fost Marius Iancu, vă pup pe toți și vă aștept în continuare pe canalul meu Marius Iancu Mobile. Pa, pa!